Am ajuns la numărul 40 și cred că acum va fi momentul în care vom monta roțile pe șasiul mașinii. Încă nu sunt foarte sigur, fiindcă nu am citit revista. Citesc revista în timp ce construiesc cu voi. De fapt, pot spune că în timp ce filmez. Ideea este că aflăm puțină istoria în continuare din această mașină. În 2002 a fost centenarul dezvoltării Mustangului, adică în 2002 au fost 100 de ani de când s-a fabricat Mustang, de când s-a lansat primul Mustang. Și în 2002 s-a lansat Ford Mustang GT, o versiune, un tribut pentru GT40 care câștiga Le Mans-ul unul după altul. Iar Carroll Shelby a fost persoana din spatele victoriilor și totodată persoana care a fost un consultant în timpul dezvoltării acestei mașini. Totodată grupul Chrysler a folosit o formulă foarte simplă și creativă ca să creeze o mașină în versiunea muscle car din modelul său. Au pus un motor mare de V8, de exemplu, în cazul lui Plymouth Belvedere 426, motorul a fost un Hemi 426 de 7 litri, care prima dată a fost conceput pentru concursuri. Haideți să trecem la montajul mașinuței noastre. În acest număr vom ansambla și vom prinde roțile de caroserie. Nu, din păcate nu vom prinde încă roțile de caroserie, îmi pare foarte rău. Sper că numărul următor. Avem piesele acestea și, sincer, habar nu am ce vrea să fie chestia asta gri. Avem trei feluri de șuruburi. Avem MP1, MD2, din care avem încă rezerve, și MD06. Și porțiunile astea portocalii de plastic. Haideți să vedem cum și ce vom monta la acest număr. În primul rând vom așeza machetuța noastră cu roțile în sus. Opa! Foarte atenție, fiindcă se sprijină pe plasticul acesta negru. Avem două piese care sunt simetrice, de fapt sunt egale, și le vom monta spre interior, în această direcție. Ok, acesta va fi montajul lor. Și vom folosi șurub MD06. MD06 avem unul din rezervele actuale și mai scoatem unul. Folosim din nou șurubelnița noastră mare. Haideți că încerc să pun doar una câte una. Bun, am pus piesele astea două. Iar acum, haideți să vedem puțin după desen. Încercăm să aliniem câteva piese micuțe. Pe partea dreaptă cred că în zona aceasta vom amplasa piesa aceasta gri. Deci nu se poate confunda locul. Și vom folosi un șurub MP1. Okay. Avem, cred că, și suportul de la direcție. Iar acum punem macheta deoparte. Revenim la roțile noastre și avem această piesă. Piesa aceasta se vede că are o parte mai ascuțită în jos.
acesta se atașează deasupra și folosim un șurub, cred că MD2, exact, folosim un șurub MD2 ca să prindem acest sistem. Șurubul MD2 sunt cu ule și se pot strânge ceva mai ușor, de fapt nu mai ușor, ci mai mult în piesă, fiindcă oricum va permite un mic joc. Acesta este ansamblul acestui număr și vom trece în curând la numărul 41.